Încă o veste bună pentru Mihăiță Neșu. Exercițiile de recuperare fizică dau rezultate. Gazeta Sporturilor scrie în ediția tipărită că fotbalistul își simte acum și mâna stângă, după ce în urmă cu câteva zile a început să simtă contracții la bicepsul stâng. Urările suporterilor și gândurile bune ale colegilor își ating ușor-ușor scopul. Mihai Neșu a câștigat o nouă victorie în lupta cu boala, dar și cu sine. Am simțit ceva deosebit față de starea obișnuită. Într-o dimineață am avut senzația că pot contracta puțin ceva la mâna stângă. Am chemat un fizioterapeut. Mi-a spus că este bicepsul, că ceea ce eu simt că e o contracție este mișcarea bicepsului. Cel mai important, și-o spun din propria experiență, vă urez tuturor sănătate. Să vă bucurați de viață. Fiindcă atât timp cât aveți sănătate, sunteți bogați, credeți-mă. Mihai Neșu spune că este o minune ceea ce se întâmplă cu el și speră ca peste câteva luni să poată ridica și mâna stângă. Va dura 3 sau 4 luni până când sper să o pot muta de pe spătar așa cum fac acum cu mâna dreaptă. Nimeni nu știe exact, îți dai seama. Când văd oamenii normali, zic că uite ce noroc. Știi, adică nu mai practic ești normal și ce noroc că ești normal, adică nu mai trebuie nimic. Mihai Neșu s-a accidentat grav la coloană în mai anul trecut, în timpul antrenamentelor cu colegii de la Utrecht.